Pe această arenă, care a găzduit două finale ale UEFA Champions League în 2000, Real Madrid-Valencia, 3-0 într-o finală 100% spaniolă, iar în 2000 la ștafetă anul trecut, Cristina Tui, campioană mondială universitară anul trecut la 100 de metri și vicecampioană europeană în acest an la 200 de metri, Natasha Hastings din Statele Unite pe culoarul 8, a adunat numai puțin de 8 medalii de aur la campionatele mondiale, la cadeți, juniori, seniori, în sală sau în aer liber. Pe culoarul 4, Miriam Sumare din Franța, surprinzătoarea învingătoare la europenele din 2010 pe această distanță. Ea a fost, de altfel, la Barcelona cea mai medaliată atletă, având câte un trofeu din fiecare metal. Pe culoarul 1, Joana Danois din Franța, pe culoarul 2, Ellen Bailey din Jamaica, campioană olimpică în 2004 și mondială în 2009 la ștafetă, Charonda Williams din Statele Unite pe culoarul 3, dar principala favorită este Muriel Aure, atleta de pe culoarul 5. Liderul clasamentului mondial este americanca Alison Felix, care a câștigat o probă în acest an. 4 curse, 4 câștigătoare diferite, Veronica Campbell-Brown, Alison Felix, Muriel Aure și Sania Roche, Richards Ross. Muriel Aure continuă să conducă și câștigă în 22-56 în această probă în care vântul nu a suflat deloc. Are 24 de ani, sportiva din Côte d'Ivoire. Deține recordurile naționale la 60 de metri pe teren acoperit, la 100 și la 200 de metri în aer liber. În afara atletismului se declară o împătimită a artei gastronomice, dar și a cosmeticii. Tatălui Muriel Aure este generalul Matias Due, un fost